Am fost pe o lucrare foarte grea, probabil că alta, cea mai grea lucrare din România în acest moment, de la Nădășelul la Poarta Sărajului. E o companie românească, UMP, o companie extrem de serioasă, așa cum bine știți, și care, pe acele sectoare, are o treabă nu simplă, pentru că pământul, terenul a plecat la vale, dealurile și așa mai departe, dar există o mobilizare extraordinar de bună. Termenul de finalizare la cele două tronsoane de la Nădășelul la Poarta Sălajului ar fi undeva pe sfârșitul anului viitor. Și acolo lucrurile, la ce mobilizare am văzut, neanunțată vizita, nu ca aici, neanunțată, ne face optimiști pentru la anul. De pe șantier unde sunt lucruri foarte grele. Astăzi am fost pe autostrada Transilvania, am văzut două loturi care cred eu că sunt cele mai grele din țară în acest moment și poate nu doar din țară, și anume de la Nădășelul la Poarta Sălajului, unde se lucrează extraordinar de greu pentru că o iau la vale dealurile, dar se lucrează o mobilizare exemplară acolo, pasaje, poduri, cu tot ce vreți. După o lungă perioadă de timp, CNAIR a anunțat astăzi, 28 august 2023, depunerea pentru proiectarea și execuția subsecțiunilor Poarta Sălajului Zalău, care cuprinde inclusiv tunelul rutier la profil de autostradă în zona Meseș, și secțiunea de la Zalău la Nușfalău, cu o lungime totală cumulată de 41 de kilometri. Au fost depuse 7 oferte pentru construcția sectorului din autostrada Transilvania, A3, care cuprinde și tunelul Meseș. Vorbim de o lucrare extrem de complexă, ce implică execuția faimosului tunel Meseș, cu două galerii, în lungime de 2,89 km și cu două benzi de circulație pe sens, precum și construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje. Durata de realizare a contractului este de 78 de luni, sau 6 ani jumate, dintre care 18 luni, adică un an jumate, destinate proiectării, și 60 de luni, adică 5 ani, execuției lucrării pe teren, a construcției efective. Sursa de finanțare va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile. Dintre cei 7 care au depus oferta, se numără UMB, WeBuild, asocierea Machiol cu Ozaltin din Turcia, MAPA, tot din Turcia, Nurol și Techfen. Acest obiectiv este cel mai mare ca valoare din istoria CNAIR. Costă aproximativ 7 miliarde jumătate de lei. Venind în pace, am mai vizitat împreună cu directorul general CNAIR câteva șantiere de pe autostrada Transilvania. Am vizitat Nușfalău sub placul de Barcău. Probabil în vreo două săptămâni, trei, se va da în circulație, deci e finalizat acel lot. Am mai trecut să văd și în urmă cu două săptămâni am văzut și înainte de a veni aici, tocmai ca să verific că nu e doar o mobilizare, că a venit ministrul în urmă cu două săptămâni și s-au mobilizat cei de la Nușfalău, cei care fac bucata de la Nușfalău la placul de Barcău. Lucrurile merg foarte bine, rămânem în termenul anunțat în urmă cu 10 zile, și anume undeva în jurul datei de 15 septembrie va fi dat în circulație. Se asfaltează acum și acel capăt la Marca. Și se lucrează, e o mobilizare foarte bună, dacă, și asta e o lucrare pe care noi am cerut CNAIR în plus față de licitația inițială. De ce? Pentru că altfel nu foloseam toți cei peste 13 km de autostradă și ultimii erau nefolosiți. Și atunci am venit cu o lucrare suplimentară la Marca să existe această descărcare. Deci lucrurile acolo merg bine, ne menținem în termen. Deci asta ca să știm. Cred că îl vom finaliza în jurul datei de 15 septembrie, deci se va da în circulație, ceea ce iarăși e un lucru bun, de la Nușfalău la supracul de Barcău.
În septembrie, undeva la jumătatea lunii septembrie, se va da în circulație un lot de pe autostrada Transilvania, anume de la Măștalău, la Sfântul de Bacău, cu acei kilometri, o să ajungi în sfârșit și noi la acea mie de kilometri de drum expres și autostradă. Puțin față de cât ar trebui să avem, dar se atinge acea coadă. Într-un final, cred că s-a finalizat și acea poveste cu Kiribiș și Biharia, pe care cred că o știți foarte bine, și care ieri, cred că avea termenul de depunere de contestații, din câte mi-a spus domnul director Pistol. Informațiile pe care le avem până acum e că nu s-au depus niciun fel de contestații, ceea ce înseamnă că în perioada următoare vom solicita documentele și vom semna contractul pe Kiribiș-Biharia, ceea ce e un lucru foarte bun. Pe Kiribiș, supăracul de Barcău, de asemenea e în fază de finalizare licitația. Eu cred că în luna septembrie, dacă nu vor fi contestații, vom putea semna contractul și acolo. Și astfel încât să semnăm, să închidem aceste tronsoane importante. Kiribiș-Biharia, un tronson care a dat multe bătăi de cap. Ne-am străduit cu toții să încercăm să găsim o soluție care să fi salvat dintr-un anumit perioadă de timp care, din păcate, a durat prea mult. Sper că am ajuns la capăt, să se va semna contractul, astfel încât să se poată intra în execuție. E o companie românească, ceea ce e un lucru de asemenea foarte bun. O companie serioasă care are toate șansele să termine această lucrare de aproape 20 de kilometri, nu chiar 20, dar spre 20 de kilometri, importantă pentru municipiul Oradea, sunt de importantă, înainte de termen. Termenul ar fi undeva în aprilie, mai, anul viitor. Dacă lucrurile s-ar desfășura în regulă, există șanse să poată fi dat în circulație la sfârșitul acestui an. Important e că sunt în grafic, se mențin în grafic. Aveți noroc de companie serioasă, pentru că pe alte șantiere lucrurile nu stau chiar așa, și care își face treaba.